Amenajamentele pastorale vor deveni condiție de eligibilitate în accesarea plăților pentru pajiști începând cu 2016. Având în vedere faptul că în multe unități administrativ-teritoriale, proiectele de amenajamente pastorale nu au fost aprobate în termenul prevăzut de 6 luni din cauza cheltuielilor pe care acestea le generează, sume care nu au fost prevăzute în bugetele locale, Ministerul Agriculturii supune aprobării prelungirea perioadei de elaborare și aprobarea proiectelor de amenajamente pastorale. La nivel de Consiliu Local, la fiecare oată, există obligativitatea conform legislației în vigoare de întocmirea unui plan de amenajament pastoral. Pot spune că această situație a fost discutată chiar și la Comisia de Dialog Social de luna trecută, de la prefectură, și că au fost efectuate toate demersurile de informare a primăriilor și în special a membrilor din consiliile locale, a celor consilii locale care au în administrare pajiști sau pășuni permanente, cum li se spune. Faptul că acest plan de amenajament pastoral este absolut obligatoriu și întocmirea lui, chiar dacă a fost respectat prevederea legală și termenul deja a fost deja depășit, pentru că în data de 9 august era obligatoriu, conform legii, să avem acest plan de amenajament pastoral întocmit. Așadar, proiectele de amenajament pastoral se întocmesc la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, de toți proprietarii de pajiști naturale, persoane juridice sau fizice. Apariția acestor acte normative a fost determinată de starea de degradare a pajiștilor naturale în România. Responsabilitatea punerii în aplicare a ordonanței de urgență a Guvernului numărul 34/2013 privind executarea proiectelor de amenajament pastoral o au conducerile administrațiilor locale, iar executarea acestora revine grupului de lucru constituit în acest scop, format din specialiști de la consiliile locale, oficiile pentru studii pedologice și agrochimice, camerele agricole județene și direcțiile agricole județene, fiecare cu sarcini precis stabilite. Am luat în considerare lipsa fondurilor financiare care nu le aveau la dispoziție primăriile, pentru că aceste planuri de amenajament pastoral presupune niște costuri, în sensul că e necesar un studiu agropedologic care, efectuat de către o instituție abilitată, presupune costuri. La fel și întocmirea propriu-zisă a proiectului de amenajament, a planului de amenajament pastoral, presupune niște costuri. Era necesară această rectificare bugetară și prinderea în bugetul primăriei a unor sume alocate pentru acest lucru. Prin grupul de lucru format din reprezentanții Direcției Agricole, ai Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice și, bineînțeles, ai Camerei Agricole din cadrul Consiliului Județean, ne-am mobilizat și am constituit acele ședințe informale și materiale care le-am pus la dispoziția tuturor celor interesați, să fim încă o dată alături de ei și să le explicăm cât se poate de clar că este obligatoriu acest plan de amenajament pastoral, pentru că începând cu anul viitor, așa cum și în mass media centrală și locală s-a tot discutat, există riscul ca cei care sunt și dețin animale și au și contracte încheiate pentru pajiști să nu mai poată beneficia de acea plată de subvenția pe cap de animal sau pe unitatea de suprafață. Prin urmare, este necesar ca administrațiile publice locale, alți deținători de pajiști naturale, persoane fizice sau juridice să pună în aplicare cadrul legislativ privind întocmirea proiectelor de amenajament pastoral, cunoscându-se faptul că, începând cu anul 2016, Agenția de Plăți pentru Intervenții în Agricultură nu mai acordă subvenții pentru folosință pajiști naturale fără proiect de amenajament pastoral. Proiectele de amenajamente pastorale se actualizează la o perioadă de 10 ani.